Bine v-am găsit! Vorbim despre Suma Gauss. Carl Friedrich Gauss a trăit între anii 1777 și 1855. Acesta este considerat al treilea geniu matematic al omenirii, după Arhimede și Newton. A fost un copil precoce, care și-a uimit mereu profesorii și apropiații. Învățătorul acestuia, cunoscut pentru severitatea sa, a cerut elevilor săi să calculeze suma numerelor naturale de la 1 la 100, crezând că această activitate le va lua ceva timp. Micul Gauss, la numai 8 ani, și-a uimit învățătorul reușind să facă acest calcul în minte și să dea răspunsul corect foarte repede. Să vedem cum a procedat el. Suma numerelor naturale de la 1 la 100 înseamnă 1 plus 2 plus 3 plus și pun puncte, deoarece sunt foarte multe numere de scris și le scriu doar pe ultimile 3, 98, 99, 100. Pentru a face acest calcul ușor, Gauss a procedat în modul următor. A grupat pe 1 cu 100, deci primul cu ultimul, apoi pe 2 cu 99 3 cu 98 și așa mai departe. A obținut în acest fel 50 de astfel de grupe. Și avem 101 plus 101 plus puncte 101 de 50 de ori. Ceea ce înseamnă 50 înmulțit cu 101, care este egal de fapt cu 5050. Și în acest fel, Gauss a descoperit o formulă care ne ajută foarte mult să calculăm sume de numere naturale consecutive cu un număr par de termeni, valabilă pentru sume care încep de la 1. Și această formulă este n pe lângă n plus 1, totul împărțit la 2. Deci adunăm numerele naturale 1 plus 2 plus 3 plus n, aplicăm această formulă și calculăm rapid. Această formulă o mai putem scrie ca n pe lângă n plus 1 supra 2, adică cu linie de fracție. Mergem la prima sumă pe care trebuie să o calculăm. Observăm că avem 1 plus 2 plus plus 20, ceea ce înseamnă că se adună numerele naturale de la 1 la 20, apoi avem plus x egal cu 138 plus 257 și trebuie să îl aflăm pe x. Mai întâi calculez suma aceasta din partea stângă și aplic formula lui Gauss. Deci avem 1 plus 2 plus plus 20. În cazul nostru, n este egal cu 20, deoarece avem 20 de numere. Și avem n pe lângă n plus 1, deci 20 pe lângă 20 plus 1, totul împărțit la 2. Obținem 20 înmulțit cu 21 împărțit la 2. Având în vedere că înmulțirea este comutativă, pot scrie 21 înmulțit cu 20 împărțit la 2 și să fac prima dată împărțirea. 20 împărțit la 2 este 10 și obținem astfel 210. Ne întoarcem la exercițiul nostru și în loc de sumă avem 210 plus x egal cu. În partea dreaptă se adună, avem 15, apoi 3 plus 5, 8 și cu 1, 9 și mai avem 1 plus 2, 3.
îl aflăm pe X prin operația de scădere, 395 minus 210. Și obținem X egal cu 5 minus 0 este 5, 9 minus 1, 8 și 3 minus 2, 1. Facem verificarea. 210 plus 185. Avem 5, 9 și 2 cu 1, 3. Și obținem astfel 395, adică ce avem și aici sus. Deci l-am aflat corect pe X. Mergem mai departe la cel de-al doilea exercițiu. Avem 2 plus 4 plus 6 plus puncte puncte plus 100. Observăm că aceasta nu este o sumă Gauss, însă putem scrie în loc de 2, putem scrie 2 înmulțit cu 1 plus. În loc de 4 putem scrie 2 înmulțit cu 2. În loc de 6, 2 înmulțit cu 3. Și așa mai departe, 2 înmulțit cu 50. Și avem 2 în fiecare dintre produsele pe care le-am scris, ceea ce înseamnă că îl putem scoate în factor comun pe lângă. Din primul produs rămâne 1, din cel de-al doilea rămâne 2, din cel de-al treilea 3 și așa mai departe, din ultimul produs rămâne 50. Obținem 2 înmulțit cu. Și între paranteze avem acum o sumă Gauss, deoarece avem 1, 2, 3 numere consecutive până la 50. Voi scrie suma separat, plus puncte puncte plus 50. În cazul nostru n este 50, deci avem 50 pe lângă 50 plus 1, totul împărțit la 2. Și avem 50 înmulțit cu 51 împărțit la 2. Aplic comutativitatea înmulțirii și scriu 51 înmulțit cu 50 împărțit la 2. Și avem 51 înmulțit cu 50 împărțit la 2 este 25. Facem această înmulțire, 51 ori 25, avem 5 ori 1, 5, 5 ori 5, 25. Apoi cu 2, 2 înmulțit cu 1, 2 și 2 înmulțit cu 5, 10. Îl cobor pe 5, adun 5 cu 2, 7, 2 cu 0, 2 și cobor pe 1. Deci 1275. Înlocuiesc 1275 și înmulțim. 2 înmulțit cu 5 avem 10, 1 merge mai departe, 2 înmulțit cu 7, 14, cu 1, 15. 2 înmulțit cu 2, 4 și cu 1, 5, 2 înmulțit cu 1, 2. Și obținem astfel 2550. La cel de-al treilea exercițiu avem 1 plus 3 plus 5 plus puncte puncte plus 99. O sumă de numere consecutive impare. Nu putem aplica formula lui Gauss deocamdată pentru această sumă, însă putem face o scriere convenabilă a termenilor și în loc de 1 putem scrie 2 înmulțit cu 0 plus 1. Pentru 3 putem scrie 2 înmulțit cu 1 plus 1. Pentru 5, 2 înmulțit cu 2 plus 1 și așa mai departe. Pentru 90, 2 înmulțit cu 49 plus 1. Obținem astfel 1 plus 2 ori 1 plus 1 plus 2 ori 2 plus 1 plus puncte puncte 2 ori 49 plus 1. Voi grupa 1 plus 1 plus 1 plus puncte puncte plus 1. Avem de 50 de ori și rămâne 2 înmulțit cu 1 plus 2 înmulțit cu 2 plus puncte puncte plus 2 înmulțit cu
49. 1 adunat de 50 de ori este 50, iar de aici putem scoate în factor comun pe 2. Și avem 2 pe lângă. Rămâne 1 plus din următorul produs. 2 plus puncte, puncte, până la 49. Deci putem aplica pentru această paranteză formula lui Gauss. Și avem n pe lângă n plus 1, voi pune aici egal, 49 pe lângă 49 plus 1, totul împărțit la 2, adică 49 înmulțit cu 50 împărțit la 2, 49 înmulțit cu 25. Fac înmulțirea în colțul din dreapta sus. 49 înmulțit cu 25, avem 45, 5 ori 4, 20 și cu 4, 24, 2 ori 9, 18, 2 ori 4, 8 și cu 1, 9, 5, 12, 11 și cu 1, 12. Deci obținem 1225. Și înlocuim în exercițiul nostru 50 plus 2 înmulțit cu 1225. Avem 50 plus, facem înmulțirea, 10, apoi 2 ori 2, 4 și cu 1, 5, 2 ori 2, 4 și 2 ori 1, 2. Și obținem astfel, în urma adunării, 2500. Dacă cumva nu îți reamintești proprietățile înmulțirii și ale adunării, precum comutativitatea sau asociativitatea, sau cum scoatem un factor în factor comun, poți urmări videoul Operații cu numere naturale, în care explic pe larg acest lucru. Pe curând!